Pe final o să vă zicem câteva lucruri despre jucători din campionatul nostru. Din fericire avem început să avem jucători care au avut experiență în NBA. România, cred că este un, sau din ce știu eu, primul caz în care un jucător care chiar a jucat mult timp în NBA, a jucat 7 sezoane în NBA, Jarvis Hayes, joacă la Sesoft. E un jucător care a jucat mult timp la Nets și a avut medii destul de bune, adică nu e un jucător care... A jucat și la Wizards mult. Așa? Da. Și a fost că în tinerețe a avut accidentări, da. Eu l-am văzut, am fost la proiect la două meciuri, l-am văzut jucând și chiar arată bine. E destul de vârstă, e spre finalul. Da. Nu mai e un jucător tânăr, poate să facă nu știu ce pătrunderi nebunii. L-am văzut, m-am impresionat în primul meci, el venise luni și miercuri a jucat. Și din primul meci mi s-a părut că s-a integrat imediat, adică un jucător cu experiență. Da, cred că s-a integrat la NBA-ului. Da. S-a integrat imediat și a avut 3 coșuri de 3, așa, direct. Și el abia luni venise din state, adică era cu jet lag. Pentru el, cred că el încă le numără ca 2 coșuri de 2 puncte de mai lungi. Da. E o mișcare bună pentru Astesoft, o să-i ajute în Eurocup. Și cred că Astesoft are șanse să facă treabă în Eurocup. Au 3 victorii și 2 înfrângeri. Ambele înfrângeri au fost la limit, au fost mai cu ghinion, mai presiunea publicului. Una a fost în Turcia, una în Serbia, unde sunt fani nebuni și care poate să influențeze arbitrii și așa mai departe. Dar echipa arată chiar fain. Recomand să mergeți la meciuri, acolo e chiar spectacol. Și sperăm să-l avem pe Hayes la un interviu în curând la Supano. Săptămâna trecută l-ați putut vedea pe Bill Amis de la Steaua, un jucător care a fost în probe la Oklahoma. Din păcate a fost anul cu grevă în NBA, cu lockout și nu s-a mai făcut Summer League și practic omul n-a avut o șansă într-adevăr să le arate ce poate. E un jucător cu potențial, e foarte atletic. Dacă mergeți la meciul o să vedeți capace spectaculoase, o să vedeți lemuri spectaculoase. E un băiat alb care știe să sară. Da. Și e și foarte simpatică personalitate. Dacă vă uitați la interviu o să vedeți și o să aflați mai mult despre el, unde a mai jucat. A jucat la Hawaii, la NCAA, în prima divizie. E un jucător cu potențial și da, campionat universitar, tot cu potențial și o mișcare bună pentru Steaua azi. Da, care din ce am înțeles eu de la tine, că eu urmăresc mai puțin campionatul intern, Steaua construiește după foarte bine. Steaua n-are nicio înfrângere până acum. Conduce campionatul. A avut inclusiv victorii cu Astesoft, oarecum surprinzător. Și au o echipă bună și au un mix bun între jucători străini și jucători români. Îl au și pe Titus Nicoară, care e cred că liderul lor la puncte și e un jucător talentat și tânăr, în care are 26 de ani. Și echipa arată bine. Mai e de lucru, dar chiar cred că o să facă treabă. Dacă au noroc să nu se accidenteze nimeni și așa, e o echipă de urmărit. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Salut! Salutare!